Tudorel Toader anunță furtuna pentru Laura Codruca Kövesi, se termin ce am început. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, consider că în acest moment nu se impune demararea unei proceduri disciplinare împotriva procurorului sublinierei Faldna, Laura Codruca Kövesi, ca urmare a unor informații aprute în ultimele zile în spațiul public, întrucât este în des subliniere urare procedura revocării. Părerea mea este să termin ce am început. Noi suntem într-o procedură în care am inițiat revocarea pe motivele exemplificative enuncate în raport, pentru ce sunt convins sublinierei mult lume spune ce realitatea este, din păcate, mult mai bogat decât ce a prins în raport, a declarat Toader vineri, la Antena 3. Referitor la următorii pași sublinierei în procedura de revocare, ministrul Justiției a menționat sesizarea Curții Constituționale. Avem decizia Curții Constituționale, termină procedura, sesizme Curtea Constituțională sublinierei vedem, a mai precizat Tudorel Toader.